eu sunt Daria și bine v-am găsit pe acest canal. Astăzi, după cum ați putut vedea și în titlu, o să facem un machiaj strălucitor de primăvară în nuanțe de roz. Așa că vă invit să rămâneți în continuare și să începem. Încep cu fața și mi-aplic un primer matifiant pe care îl pun pe mână și îl întind cu degetele. O să mi-l întind pe zona porilor, pe nas, bărbie și frunte. După ce mi-am aplicat primerul, folosesc fondul meu de ten preferat de la Catrice și îl pun mai întâi pe mână, după care o să revin și o să-l iau cu un burețel umed și îl aplic pe porțiuni mici de față. Este un fond de ten care tinde să se usuce mai repede, de aceea trebuie să lucrați cu el foarte, foarte repede și pe porțiuni mici de față, pentru că riscați să se usuce și să nu mai arate bine. Acoperirea lui este una medie și este un fond de ten, pot spune pentru toate tipurile de ten, pentru că și pe tenul meu uscat arată foarte, foarte bine, deși el se matifiază. Am terminat cu fondul de ten, am uitat să vă specific nuanța. Eu am nuanța cea mai deschisă, 010, și mi se potrivește foarte bine, chiar îmi place acest fond de ten. Și dacă vreți să aflați mai multe despre el, să știți că am un video separat pe care vi-l pun în descriere. După care aplic acest concealer pe care îl pun sub ochi, pe nas, bărbie și mai precis unde aveți voi nevoie de acoperire. Este un concealer pe care îl am de puțin timp, dar care îmi place foarte mult pentru că acoperirea lui este una foarte, foarte mare, deși nu încarcă foarte mult fața. De când îl am, să știți că l-am folosit mai mereu și îmi place foarte mult textura lui mai ales și faptul că este foarte pigmentat îți oferă o acoperire mai mare. Am terminat cu concealerul și acum o să aplic acest Insta Duo Contour Stick de la Rimmel London și o să mă folosesc de partea pentru conturare și o să îmi aplic aici pe pomete, pe frunte și sub buză. Este foarte, foarte drăguț acest produs, mai ales de zi cu zi, pentru că îți oferă un look foarte, foarte natural. Eu îl estompez cu pensula, dar puteți să-l estompați foarte bine și cu burețelul. Acum că am terminat cu produsele cremoase, o să aplic pudră și mă folosesc de cea de la Fleur Mar, Invisible Loose Powder, pe care o aplic cu o pensulă micuță, mai întâi sub ochi și pe bărbie. Tot ceea ce fac este să iau produs pe pensulă și să elimin excesul. După care o să aplic sub ochi pentru a fixa foarte bine concealerul. După care iau o pensulă mai mare și fac același lucru, iau produs, elimină excesul și aplic pe restul feței. Iar acum pentru conturul feței mă folosesc de paleta de la NYX pentru contur și folosesc această nuanță. Paleta asta îmi place foarte mult pentru că are foarte multe nuanțe de contur, are și câteva iluminatoare și câteva produse pudră și de când o am, numai pe ea o folosesc. Aplic pe frunte și pe pomeți, cât și pe linia aceasta a gâtului.
După ce mi-am conturat fața, adu puțin o culoare și mă folosesc de acest blush roz foarte frumos, pe care îl iau cu o pensulă și îl aplic prin mișcări de tapotare. Blush-ul acesta are și particule iluminatoare, așa că vin cu el și pe, pe pomete, aici unde voi aplica și iluminator. Trec la sprâncene și încep prin a le peria în sus, după care folosesc Cabrow de la Benefit în nuanța 3. Ceea ce fac este să încep din acest colț al sprâncenei, încât să umplu golul acesta și trasez fire naturale, astfel încât să fie un look natural. Și la sprânceana cealaltă fac la fel, încep de aici și vin cât mai în interior, luând produs cât mai puțin pe pensulă și trasând fire. După care, pentru a fixa foarte bine sprâncenele și pentru a le ridica în sus, mă folosesc de acest mascara de la NYX pentru sprâncene și pur și simplu le pieptăn. Iar acum aleg să folosesc un concealer, îl am pe acesta de la Catrice, Camouflage Cream, și îmi conturez sprâncenele cât mai natural. Acum iau din nou peria pentru sprâncene și le mai periez o dată tot în sus. Și eu zic că am terminat și cu sprâncenele. Înainte să trecem la ochi, vreau să revin cu burețelul pentru că s-a adunat puțin produs sub ochi. Trecem la ochi și ca bază aleg să folosesc ca întotdeauna Camouflage Cream de la Catrice, pe care îl aplic cu aceeași pensulă și îl aplic pe ploapă fără a-l fixa cu pudră. După care îl estompez cu degetul, astfel încât să intre foarte bine în piele. Sincer să fiu, nu prea știu ce o să fac la ochi, dar o să vedem. Încep prin a-mi aplica o nuanță de tranziție și mă folosesc de paleta de la Boys & Berries și aplic nuanța HH, care este o nuanță foarte deschisă de roz. Pun produs pe pensulă, după care elimin excesul și fac asta de mai multe ori până ajung la rezultatul dorit. Încep cu colțul extern și duc produsul spre interiorul ploapei. Și fac asta și la celălalt ochi. Aplic produs în exteriorul ochiului și îl duc spre interior. După care vin cu o nuanță mai închisă de roz și o folosesc pe cea din paleta de la Douglas. Din nou iau produs pe pensulă și elimin excesul și aleg să aplic culoarea în exteriorul ochiului și rămân cu ea acolo. Ceea ce fac este să trag foarte puțin de fard spre exterior, astfel încât să avem acel efect de alungire a ochilor. Același lucru îl fac și la celălalt ochi. Mă concentrez în colțul exterior al ochiului cu produsul, îl tapotez foarte bine, după care întind spre exterior. Dau o pensulă pentru detalii foarte subțire și aceeași nuanță o aplic și pe ploapa de jos. Cred că am terminat cu fardurile mate și tot ceea ce fac este
este mai întâi să îmi umezesc pensula pentru aplicarea unor farduri ceva mai sidefate și primul pas este să spreiez foarte bine pensula cu niște spray de fixare. Știți că fac asta de fiecare dată când aplic farduri sidefate pentru că în acest fel fardurile sunt mai pigmentate. Și aplic un fard sidefat din paleta de la Douglas, îl iau pe pensula proaspăt umezită și îl aplic în colțul ceva mai exterior al ochiului și mă concentrez aici, nu vin cu el spre interior. Puteți să aplicați fardul și cu degetul, se aplică mult mai ușor și este și mult mai pigmentat, dar pensula este ceva mai precisă. După care iau pensula cu care am aplicat fardul de tranziție și estompez totul. Din nou lucrez numai în colțul exterior. Și pe centrul ploapei nu mă duc spre interior, pentru că voi aplica alt fard acolo. Iar acum o să iau acest piersiciu din paletă și o să-l aplic în interiorul ochiului cu degetul. L-am aplicat în interiorul ochiului, iau din nou aceeași nuanță și o aplic și pe ploapa de jos. După care iau o pensulă plată și aplic iluminatorul din aceeași paletă de la Douglas pe arcadă, în colțul interior al ochiului, cât și pe pomete. Pensulă Evantai și aplic cu ea același iluminator și aici pe pomete. Acum că am terminat cu ochii, o să mă folosesc de rimelul de la Maybelline, The Colossal Volume Express, și o să mi-l aplic pe gene. Folosesc de acest creion de la Essence și de acest ruj de la Miss Sporty. Aplic mai întâi creionul de buze, după care rujul care este mat. A fixa și mai bine machiajul, o să aplic spray-ul de fixare de la Catrice, pe care îl agit mai întâi și aștept să se usuce. Și cam acesta a fost și cu videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel, pentru că numai așa puteți fi la curent cu noile mele postări. Eu am fost Daria, iar noi ne revedem data viitoare!